Cu tremurele din Turcia și Siria urnesc abia acum guvernul de la București. Executivul schimbă drastic regulile de consolidare. Nu va mai fi nevoie de semnătura tuturor locatarilor pentru a începe lucrările, iar apartamentele din blocuri cu bulină roșie nu vor mai putea fi închiriate până ce clădirea nu va fi reabilitată. Modificările legii vor fi votate în procedura de urgență în Parlament. Toți sau deloc. Până acum, consolidarea unui bloc cu risc seismic depindea de acordul tuturor proprietarilor. De aceea, sute de clădiri au rămas un pericol pentru cei care locuiesc în ele. Un bloc încadrat în clasa 1 de risc seismic din cartierul armenesc din capitală așteaptă de ani de zile consolidarea. Deși este pe lista de urgență a municipalității, lucrările nu au putut începe. În urmă cu 14 ani, Dragoș a cumpărat un apartament în clădire, însă nu locuiește aici. Îl folosește pe post de birou până ce blocul va fi consolidat. Odată cu modificarea legii, astfel de probleme vor dispărea. Executivul a decis că majoritatea simplă va fi de ajuns pentru a demara lucrările de consolidare. Proprietarii care dețin apartamente în clădiri încadrate în clasa 1 de risc seismic nu le vor mai putea închiria. Interdicția dispare abia din momentul în care clădirile vor fi consolidate. Amenzile pornesc de la 5.000 de lei și pot ajunge până la 10.000 de lei pentru cei care nu respectă legea. Școlile, spitalele și celelalte clădiri publice ar trebui verificate până la 1 noiembrie 2024, iar blocurile de locuințe până cel târziu în iunie 2026. Relatează observatornews.ro.